Bună, draga mea! Sunt luna ala! Luna aceasta continui să te miști în aceeași direcție ca și luna a trecută. Beneficiezi de un întreg arsenal de energii strălucitoare și întreprinzătoare care te împind către realizarea planurilor tale. Vei avea oportunități bune. Pe parcurs, întâlnești oamenii ale căror idei le admiri. Îți place schimbarea? Ai mai multe proiecte în lucru de dată. Totuși, dacă vrei să păstrezi toate acestea pe termen lung, va trebui să fii practică în abordarea ta. Luna aceasta, unele idei vor fi realizabile, iar altele nu. De asemenea, nu te lăsa păcălită de ideile altora în jurul datei de 5 februarie, deoarece acest lucru poate duce la probleme mai aproape de 20 februarie. În aceste două zile, luna plină și apoi cea nouă îți spărăște generozitatea, dar în același timp dezamăgirea. Dragoste, până pe 20 februarie, Venus în pește îți îngreunează viața. Ai impresia că dragostea ți alunecă printre degete. Puterata este atacată, dar nu dispera. Din 21 februarie, când soarele se eliberează de influența vărsătorului, Venus intră în zodia berbecului, ceea ce înseamnă că vei putea naviga și găsi oamenii care ți se potrivesc. Până pe 20 februarie, Venus va petrece alături de gemeni în casa a 10-a astrogramei tale natale. Reprezentanții singurei zodii își pot întâlni sufletul pereche la locul de muncă. Totuși, acest lucru se va întâmpla spre sfârșitul lunii. Cu toate acestea, tranzitul lui Venus prin casa a 10-a horoscopului poate indica și un partener mai în vârstă, mai înțelept sau care ocupă o poziție socială mai înaltă, ceea ce ți va permite să te ridici încă un nivel. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în casa 11 a horoscopului personal, sectorul prietenilor și al vieții sociale. Îți va oferi prietenii devotați și, eventual, un partener foarte bun. Prin urmare, gemenii singuratici în februarie pot spera la o cunoștință fatidică dar încheierea căsătorii în această lună este greu de așteptat, Venus în casa a 11 -a menține o relație liberă și ușoară. Sfat, tu însă ți o companie plăcută, iar asta trage tot felul de oameni către tine. Dacă vrei să eviți jena, dă preferință celor cu care simți o adevărată apropiere emoțională. Sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, își va continua călătoria prin casa între astrogramei tale natale, sectorul personalității tale. Asta înseamnă că acum îți poți permite destul de multe, sănătatea nu te va dezamăgi. Dacă vrei să ajungi într-o formă fizică bună, poți începe să mergi la sală și să faci exerciții de forță. Sau în februarie vei decide să schimbi undeva la munte. Martele va oferi reprezentanților semnului gemenii curajul și dorința necesară de a se afirma. Prin urmare, cea mai bună activitate în această perioadă este cea care implică un anumit element de competiție. Banii. Până pe 11 februarie, Mercur va rămâne alături de gemeni în Casa 8, -a, sectorul situațiilor limită, al banilor altura și al moștenirii. În acest moment, te vei putea mobiliza și arăta cele mai bune calitățile tale. La locul de muncă, vei fi apreciată. Poți deveni acum un lider informal, ceea ce cu siguranță va fi remarcată de conducerea ta. Apoi, Mercur, se va muta în casa a noua, sectorul studiilor și călătoriilor. După 11 februarie poți pleca într-un fel de călătorie mai lungă, cel mai probabil în străinătate. Unii dintre voi veți putea stabili contacte cu furnizori străini, ceea ce vă va permite să mai urcați o treaptă pe scara carierei sau să vă duceți afacerea la un nou nivel. În general, tot felul de contacte cu țări străine vor fi de mare importanță pentru tine acum, iar unii dintre gemeni pot decide să facă studii superioare, posibil la a doua specializare. Cel mai mult în această lună vei fi interesată de filozofie și științe conexe, istoria și cultura altor țări, sau limbi străine. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!